Stimați telespectatori, bună seara, bine v-am găsit! Așa cum anunțam, începe o ediție eveniment împreună cu Victor Ponta și Cristian Popescu Piedone. Victor Ponta se află deja în studioul nostru și mulțumesc foarte mult, fostul premier al României, președintele Pro-România. Noi ne vedem în fiecare duminică seară. Bine ați venit. Dacă știam că puneți o poză cu Piedone la cravată, îmi punem și eu cravată, acum mă simt așa, dar noi comentăm, da. El candidează. Anunțul... Poate și dumneavoastră candidați, ne spuneți în această seară. Vă stric vestea. Anunțul așteptat. Puneți-i lui Piedone că nu candidez. De toată țara, prima apariție a lui Ponta după decizia PSD și PNL. Acceptă Ponta să intre în cursa pentru București? Imediat ne răspundeți. Noul candidat PSD-PNL va fi Victor Ponta sau Rareș Bogdan? Cum a stricat? Iată, Piedone, toate calculele în direct cu noi e Cristian Popescu, Piedone. Stimați spectatori și mulțumesc foarte mult, primarul sectorului 5, candidat la primăria generală. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și distinsul invitat. 4 plângeri oficiale pentru retragerea lui Piedone. Avem această informație de ultimă oră. Rămâne Piedone în cursă. Surpriza serii vine de la tribunal. Imediat Piedone face marele anunț alături de Victor Ponta. Dezvăluie și despre noul președinte al României. S-au înțeles, stimați spectatori. Începem așadar în forță. Domnule Ponta, vin la dumneavoastră. Avem aceste informații clare, evaluarea în ultimele ore și decizia să se ia mâine dimineață, Victor Ponta sau Rareș Bogdan. Ce ne puteți spune? Că nu va fi nici Victor Ponta, nici Rareș Bogdan. Că știți că ne tot întrebam și l-aveți acum în direct pe domnul Piedone, ne tot întrebam, domne, își depune Piedone candidatura? Înțeleg că și-a depus-o. Rămâne în cursă? Cred că rămâne. Și sper ca toate tulburările din cele două partide mari, alea cele mai puternice din țară, care conduc, care au cei mai buni consultați, să nu-l ajute pe Nicușor Dan. Atât am doresc. Ca bucureștean mi-aș dori să scăpăm de Nicușor Dan. Și deocamdată îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu doctorul Cârstoiu. Cred că nu se aștepta ca intrarea în politică să-i aducă atâtea necazuri și asemenea atitudini din partea celor care trebuiau să-l sprijine. Piedone e vechi în politică ca și mine. Pe el nu l-a surprins atacul ăsta. Era normal să fie atacat. Deci astă seară când vorbim, nu știu ce va decide mâine coaliția. V-au contactat pe dumneavoastră? Numai un pic. Piedone îl poate bate pe Nicușor Dan. Dacă vrei scap de Nicușor Dan, îl votez pe Piedone. Nu m-a contactat și nici nu mă va contacta absolut nimeni, pentru că știți foarte bine, cât timp domnul Iohannis e în funcție, eu nu am voie să fac politică și am mulți prieteni în PNL și în PSD, dar am o interdicție, sunt singur om care cred că îl critică pe Klaus Iohannis. N-am mai văzut pe niciun om politic să-l critique pe Klaus Iohannis. Și așa că până pleacă în septembrie, când o pleca din funcție, n-am voie să candidez la nimic. Sursele noastre politice, repet și revin cu această informație, spun clar că există această evaluare și... Mă îndoiesc. Aceasta este... Pentru că dacă ar face o asemenea evaluare, șansa, s-ar putea ca celor de la PSD-PNL să le dea un rezultat prost. Adică eu să stau bine sau Rareș Bogdan să stea bine și atunci ce fac? Deci nu cred că suntem cercetați, nici eu, nici Rareș Bogdan. Cred că trebuie să ia o decizie, dar în primul rând una onorabilă pentru domnul Cârstoiu, pentru că ei l-au adus să candideze, n-a venit Cârstoiu la PSD-PNL. Și repet, în seara asta, după tulburările și tratamentul nedrept din punctul meu de vedere la adresa lui Cârstoiu, lucrurile s-au simplificat. Vrei să rămâi cu Nicușor Dan? Îl votez. Eu nu vreau să rămân cu Nicușor Dan. Vrei scap de Nicușor Dan? Îl votez pe Piedone. Dacă... Așa văd eu lucrurile astă seară. Și dacă e și aceasta miza, totuși, ce ar trebui să se întâmple să acceptați? Dacă în urma evaluărilor... Nu există această posibilitate, nu pierdeți timpul cu ceva ce nu există. Absolut. V-am explicat și de ce, logic. Nu că vai, nu, e prea puțin pentru mine sau nu sunt interesat, sunt interesat de politică sau în general. Eu cred că Cristi Piedone și-a depus candidatura, cred că este o victimă a exact oamenilor care îl susțin pe Nicușor Dan, pentru că a stat în închisoare degeaba, n-a avut nicio vină cu colectivul. Și nu zic eu, doar eu am zis tot timpul chestia asta și când era condamnat am zis. Dar au zis judecători de la alta curte, cred că se pricepe la administrație, a fost primar la două sectoare
Și cred că ne va fi mai bine cu Piedone primar decât cu Nicușor Dan, nouă bucureștenilor. Vă întrebam pentru că informațiile noastre le au și alți jurnaliști importanți în această seară, analiști politici. Poate Bogdan Chiriac, eu Bogdan Chiriac spune așa, Ponta are experiența administrativă excepțională, anvergura diplomatică de genul lui Adrian Năsase și are dreptate. Are șanse. Dar nu mă place Iohannis, deci n-am ce să caut cât e Iohannis, n-am voie să fac nimic. După cum ați văzut, mulți colegi de-ai mei din Pro-România sunt în funcții importante, candidează. Problema e personală între Iohannis și mine și îl înțeleg până la urmă pe Iohannis. El ce bă, PSD, PNL, ai mei, nu are ce căuta Ponta acolo cât sunt eu. Mergem imediat la domnul Piedone, da. Atât vă mai întreb. Da, și dacă, totuși, trebuie să vă întreb acest lucru. Bine, să spunem că se ia nu această decizie această sau undă verde la și, de la, și de la Cotroceni. Nu există această variantă. N-am ce să mă împac eu cu domnul Iohannis. Îi urez succes pe unde e acum, în țări unde se joacă golf, e vreme mai frumoasă decât la București. Până o pleca la următoarea funcție în care o să primească iarăși un salariu bun, mașină și toate celelalte, eu rămân la dumneavoastră, la România TV și le explicăm oamenilor ceea ce foarte puțini au curaj să le explice. Ce se întâmplă cu adevărat? Domnule Piedone, Cristian Popescu Piedone, venim la dumneavoastră, l-ați ascultat pe Victor Ponta. L-am lămurit, repet, sper. Pentru că informațiile există, că sunt evaluați cei doi, Rareș Bogdan, Victor Ponta, ar fost o șansă, iată, Victor Ponta, tocmai în acest război cu Nicușor, cum Nicușor Dan, cum spunea că și-ar dori să nu mai fie primar, domnul Ponta, despre Nicușor Dan. Ce spuneți? Adică cum ați văzut dumneavoastră, vă dați seama, să fi intrat în luptă Victor Ponta, să fie chiar cu dumneavoastră împotriva lui Nicușor? Ce ați făcut în acest caz? În primul rând, mă pune să fac o comparație și fără să vorbesc cu domnul Victor Ponta, mă puneți să mă întrebați dacă Victor Ponta era un posibil adversar candidat în campania pentru București sau domnul Orban. Păi, vă spun din start, inteligența domnului Victor Ponta este mult peste clasa al domnului Rareș Bogdan. Adică pot să zic că Rareș nu s-a născut față de domnul Ponta. Eram ferm convins că domnul Victor Ponta nu se poate arunca. În primul rând, el nu poate fi un nou. Și o să mă explic clar ce înseamnă oul. O cloșcă numită coaliție și s-a pus pe un nou, să-l clocească, să facă și el un pui. Se pare că nu dă să iasă, nu dă să iasă și vrea în timpul jocului să schimbă ou. Nu mai poate, nu mai are nici timpul și nici să scoată acest pui. Trebuie de la început să se gândească. Iar dacă domnul Rareș Bogdan poate să devină un nou astăzi, să-l pui sub cloșcă, este prea târziu. Dar poate e bine așa și e bine tot pentru mine. Da, domnul Victor a spus în schimb, domnul Victor Ponta a spus în schimb ceva foarte adevărat care circulă pe toată piața. Se pare că cineva lucrează, nu dau nici nume, nici prenume, nici partide, dar se lucrează ca acest Nicușor Dan și doamna Clotilde Arman să rămână în continuare pe posturi. Și fac în așa fel de cum le amestecă, cum le scoate ca să-i netezească drumul domnului actual primar Nicușor Dan. Este doar problema lor. Numai că intervenția mea și intrarea mea în cursă le-a dat GPS-urile peste cat, Waze-urile, tot ce poate, inclusiv calculele lor care nu se așteptau. Convingându-mă cu mult înainte, încercând să mă convingă, ori să mă retrag, ori să... Eu am avut o negociere clară în care am spus Partidul Puterii Umanii Social-Liberal vrea să intre și el în această coaliție care, da, probabil a stabilizat România, dar vrea să instabilizeze administrația locală. Spunând că vreau să fiu partener în acestei coaliții. Dacă pe partea Partidului Social-Democrat aș fi găsit o înțelegere spunând că să ne măsurăm, să vedem cine e cel mai bun să o candideze, Partidul Național Liberal a spus un vehement nu de la început. Cine a spus-o? A spus prin președintele partidului, domnul Bogdan Ciucă.
Eu, toată lumea a spus că mă retrag, toată lumea a spus că negociez, negociez copiii prin funcții pe la Bruxelles, negociez vrute și nevrute. N-am negociat nimic, singura negociere a fost că intrăm în această coaliție atunci când tot în această coaliție și este prezent de față domnul Victor Ponta. Am fost cel care în USL-ul de atunci, care a fost cea mai mare și cea mai puternică post-decembristă și nu cred că se va mai naște a doua, la al doilea mandat, eu, Cristian Popescu, la sectorul 4, cu sprijinul USL-ului și în special al domnului Victor, și mulțumesc încă o dată că știe efectiv cum am devenit candidatul USL, am luat 84%, un scor istoric neegalat, raportând la prezența numărului de locuitori peste 63%. Am luat 84%, USL a obținut în București și scorul istoric pe țară 61%. La al doilea mandat, când un primar se erodează. Ne-am făcut treaba la 4, a venit nenorocirea de la 4, am luat recreație 5 ani de zile, impus, și am revenit să candidez la un alt sector și tot așa acum în 2020, dacă vă aduceți aminte, nu îmi dădea nimeni niciun câștig de cauză. Și m-am bătut singur cu 15 copii, pe trotinete, cu panourile în spate, o campanie în care n-am avut și nu am nici acum un șef de campanie sau vreunul coordonator, am fost singurul care mi l-am coordonat. Mi le coordonez pentru că nu mai am încredere în nimeni. Și ce o să faceți dacă există această operațiune despre care ne spuneați puțin mai devreme, la începutul emisiunii, că lucrează ca să rămână de fapt Nicușor Dan și doamna Clotilde la sectorul 1? Ce puteți face? Că avem încă o informație importantă și o puteți confirma sau infirma în această seară, domnule Piedone, în această operațiune de a vă scoate pe dumneavoastră din joc. Înțeleg că există vorbeam astăzi de una, mai multe plângeri oficiale pentru retragerea candidatului Piedone. Ce ne puteți spune? Au fost multiple la biroul electoral, s-au soluționat și au fost 3 astăzi la Tribunalul Municipiului București, în care li s-a dat respins de ca nefondat. Și mergem mai departe. Deci, zarurile pentru mine sunt aruncate. Dacă ei înțeleg că încă mai pot face jocul asupra unei mulțimi care s-a ridicat cavalul și devine tsunami, să se pune împotriva lor. Pentru că, eu am spus, apogeul carierei mele se oprește ca primar general. Și datorită vârstei, și nu mă pricep. Nu mă duc acolo unde nu mă pricep. Politica e făcută, într-adevăr, peste administrație. Noi suntem niște politicien local, dar politică în interesul cetățeanului direct. Politica e bună la nivelul Parlamentului celor două camere, președinte și guvern. Deci a scăpat de aceste plângeri? Deci niciodată, dar eu, odată ca primar general, și dacă nu vor înțelege și că aceste alegeri sunt de fapt precursorul următoarelor alegeri, cele care dau semnalul în toată țara. Și București este etalon, ne place sau nu ne place. Știm toată lumea, numărul de voturi al primarului general este al doilea după președintele României. Nu știu dacă contează lucrul ăsta, dar dacă pe viitorul președinte României l-ar recomanda, nu spun că eu să recomand, că nu-mi pot permite să mă... Eu pot mă recomanda doar pe mine, dar dacă l-ar recomanda, vorbim ipotetic, pe viitorul președinte să-l recomande Nicușor Dan, înseamnă că ne luăm fiecare un pic și un creion și devenim matematicieni, bun de altfel în domeniul lor, dar România nu are nevoie astăzi de matematică. Ați auzit, domnule Ponta, ce vă spune domnul Piedone? Deci, dar, repet, mai multe, există o singură plângere oficială, s-au făcut 4 plângeri, inclusiv de acolo, din interiorul primăriei, ca să-l scoată din joc. Dar ce e puterea asta? Chestia asta cu plângerile îl va ajuta pe Piedone, pentru că
oamenii spun, dom'le, dacă făcea ceva Piedone, găsați acum 6 luni sau acum un an. Sau... El n-a apărut în politică de o săptămână, să aflăm. Aoleo, cine e Piedone? Ia să vedem cu ce se ocupă. Dar cine sunt oamenii ăștia din operațiune despre care nu a vrut să dea nume? Eu vă spun Piedone. Și o să-mi ziceți că mă întorc eu așa, că întotdeauna la castravete. Eu știu un singur om care a, în 2020, cu o săptămână înainte de alegeri, l-a chemat pe Nicușor Dan la Cotroceni și a zis, votați-l pe Nicușor Dan. E adevărat, Cristi Piedone, 2020, ultima săptămână. Poate că domnul Iohannis și-a dat seama că după ăștia patru, sau cineva i-a zis, nu, că el nu stă el prin București, habar n-are cum trăim noi bucureștenii, că el merge cu coloana. Eu știu când e Iohannis în București, că ne blochează poliția tot drumul până la aeroport. Ăla e singurul semn, singura legătura lui Iohannis cu Bucureștiul, e că ne blochează traficul mai rău decât la blocat Nicușor, când trece el. Dar probabil că cineva i-a zis, domne, stă prost Nicușor ăsta. Păi și ce facem? Păi nu știu, poate intră un candidat bun de la PSD-PNL și îl bate, poate... Hai să facem așa, să-i năucim, să-i amestecăm, să rămână Nicușor. A apărut Piedone. Toți au zis, a, o să-l retragă, o să-i dea Lufisa. Uite că nu l-a retras. Și atunci lucrurile, o spun încă o dată, cred că doctorul Cârstoiu a picat, fără să știe, să-și dea seama, în acest joc al altora. Așa încât acum lucrurile sunt destul de clare. Nu știu ce va face mâine coaliția. Rămâne cu medicul Cârstoiu, pune pe altcineva, nu mai pune pe nimeni. Abar nu am. Dar cert este că dacă vrei să schimbi ceva în București, singurul loc unde se poate schimba ceva pe 9 iunie în România e Bucureștiul. Restul totul rămâne la fel. Cei de la PSD-PNL vor câștiga. Nu mișcă nimic în restul țării. Deci Bucureștiul, să zic, ar fi singurul loc. Și bucureștenii totdeauna au fost un pic mai altfel. Dacă vrei să rămâi cu Nicușor Dan, cu Iohannis, cu ce a fost până acum, îl ai pe Nicușor. Dacă vrei o schimbare, a cam rămas Piedone singurul. Și dacă pot să glumesc așa cât e la telefon, deci dacă te susțin la primărie, mă susțin la prezidențiale, Cristi, da? Facem înțelegere aici la televizor? E bine, domne, ce să mai zicem, nu mai e. Gata. E important, trebuie ne-am să subliniem, înțeles. Nu știu cât a fost glumă sau cât, iată... Știe, Cristi, noi am fost împreună în vremuri, a adus aminte, 2012, când eu l-am convins să candideze din partea USL, câștiga și în afara USL-ului. Dar noi atunci eram PSD-PNL, ne luptam cu Băsescu și cu PDL și am zis, dom'le, punem cei mai buni oameni. L-am pus pe Oprescu, a luat 70% Oprescu la primărie. Toți primarii de sector l-am adus pe Piedone special, că am zis, dom'le, ne bate Piedone, hai să-l susținem pe Piedone. Am câștigat cu Robert Negoiță contra lui Liviu Negoiță, care era un primar foarte bun, dar a luat bătaie. Adică atunci nu am venit cu o săptămână înainte, am pus... N-a fost pe vremea aia cu femeia independentă care a ajuns Tudose și Rareș Bogdan, mai rămâne și medicul independent să fie tot Tudose cu Rareș Bogdan să-i pună, ca să fie circul total. Deci dumneavoastră s-a anunțat că îl susțineți pe domnul primar Piedone. Cred că am fost printre primii care am anunțat. Cristian Popescu Piedone vă susține, a făcut înțelegerea la prezidențiale. Aia e gluma noastră, că am trecut prin multe lucruri în septembrie. Atât să-l întrebăm împreună pe domnul Cristian Popescu Piedone. Domnule primar, că decizia o să avem în câteva ore, dacă se retrage sau nu domnul, sau va fi retras domnul Cârstoiu, îl spulberați pe Rareș, dacă poate va fi Rareș Bogdan, poate el acceptă. V-am spus mai devreme, oricine l-ar schimba astăzi și cu nici 5 săptămâni înainte de vine și Paștele, va fi recreație, lumea pleacă în vacanță, intrăm în campania oficială, această campanie sterilă, unde nu mai există panouri, nu mai există pe stradă. Campania se închide peste o săptămână, cu alte cuvinte, vă spun clar. Și răspund la gluma domnului Victor Ponta, spunea la început de emisiunii că îl vede pe Piedone la cravată. Da, Piedone este nu rar, foarte rar la cravată. Și o să vă spun, Victor acum nu mai este nici prim-ministru, este un om liber care se gândește și cu siguranță se antrenează și va intra ca mine după mulți ani din nou și va intra în politica de vârf. Dar de ce nu poartă cravată? Nu poartă cravată pentru că este în afara jocului astăzi. Eu port cravată doar în semn de respect, doar în timpul campaniei electorale, după care timp de
30 de ani eu n-am purtat cravată, decât la evenimente, cocktailuri, ambasade, acolo unde am fost invitat. Îi vedem pe toți astăzi că toată lumea, toți, de fapt, toți candidații, timp de 4 ani stau în costumele scorțoase. Nu știu ce flecurile de pantof prin asfaltul sau țărâna al Bucureștiului sau de unde candidează. Și îi vezi pe toți cum în timpul campaniei își lasă cravata, își lasă tot, în suflece mânecile și apar extraordinar, să zice, cât de drag și cu ce folos muncim noi doar 2 luni în campanie, după care ne tragem noi în Olimpul nostru, ne izolăm și ne doare la bască de cetățeni. Chiar și dacă... Doresc de respect. Domnule Piedone, acum, în 30 chiar dacă... de ani, da. Chiar în 30 de ani nu poartă cravată decât în timpul campaniei electorale și în urmă trec înapoi la obiceiul meu de a rămâne în teritoriu. Credeți că funcția de primar general mă va închide acolo, izolat cum a stat Nicu Jordan închis, nu știe, și să vină cu un program cu 23 de puncte și să nu facă unul? Nu, eu dacă vin și cu un program și săptămâna viitoare vă spun în premieră, probabil joi sau vineri, în funcție cum mi se termin programul, voi anunța. Dacă voi avea un singur punct în program, acel punct să fiți sigur că îl duc până la capăt. Nu spun, poate fi 1, 10, 15 și o să vedeți surpriza. Dar eu ce vorbesc, sunt sigur că fac. Nu arunc ca toți alții programuri, serile, puse pe hârtii care putrezesc și nu sunt duse la îndeplinire și să mă, pe urmă, să mă vait, nu mi-a dat consiliu, nu mi-a făcut... În 30 de ani, în cei aproape 16 ani de primar, nu am avut un consiliu, am fost minoritar, dar toate consiliile au votat în majoritate. Ține de dialogul tău ca primar și să îți cazi și peste orgolii și peste principii pentru interesul cetățenilor. Atât vă mai întreb, domnule Piedone. Pe mine nu mă va interesa dacă, indiferent de coloratura politică, va veni un partid care să propună ceva în interesul Bucureștiului, cu siguranță îl voi pune cu prioritate pe ordinea de zi și voi face să înțeleagă. Și dacă nu vor înțelege, sunt primarul care îi voi scoate în stradă, îi fac ședințele publice în sala polivalentă și chem inclusiv diferența de 55 de oameni, cetățenii Bucureștiului în sală, să vadă fiecare atunci când și-au trimis consilierii reprezentanți ai partidelor politice sau simpatizanți, cum îi votează. Dar un lucru important... Să stai după perdea, da. E ușor să stai după perdea și să spui că primarul nu face, dar nu te blochează. Nu, iar n-a fost cazul meu, dar așa s-au voit mulți. Nu știu cum să lucreze cu domnii consilieri. Atât vă mai întrebăm... Mea de 30 de ani în administrație o să conducă mai departe. Atât vă mai întrebăm, domnule Piedone. Bun, domnul Ponta a anunțat aici în această seară clar, deși a fost printre primii, cum spune dânsul, sau poate chiar primul care a spus că vă susține, continuă, rămâne consecvent, îl susține pe Piedone. Dar ce faceți cu puterea asta despre care vorbeați? Nu ați spus să dați nume, care luptă și o operațiune pe care nu o vedem noi, oamenii de rând, ca să rămână Nicușor Dan. A sădut. Bine, și sondajul lui Nicușor, comandat de el, a sădut. El e câștigătorul, el a învins, el rămâne prima. Ce o să faceți? De obicei, sunt unii oameni care ei centrează, ei dau cu capul și sunt unul anume anii care joacă în echipă. Echipa mea sunt cetățenii Bucureștiului, echipa mea care fac comparație între virtual și în real, echipa mea sunt oamenii simpli. Cei care timp de 30 de ani s-au uitat la toate mariile care și-au schimbat toate părările posibile, cu toate corciturile și alianțe și tot ce au fost și să uită în traistă sau să uită când iese să ducă cu mașina, cu soția, cu doamna, doamna îi se rupe tocul, mașinii cade în groapă. Sunt lucruri elementare, nu spun de marile proiecte care vor exista, dar eu spun de lucrurile simple care au fost neglijate și în timp oamenii așteaptă lucruri. Pentru unii oameni lucrurile, de fapt pentru politicieni și administrativi sau primarul general, lucrurile simple sunt atât de complexe pentru ei. Dar pentru mine lucrurile complexe devin extraordinar de simple și pentru că în simplitatea mea, în originalitatea mea, și nu o spun acum că sunt un narcisist sau mă laud singur, am rămas implementat aici, lângă oameni. Și nu o să mă desprind de ei. Și înțelegerea rămâne? Nu mai am nici vârsta,
Ticurile mi s-au creat, nu mai mă pot schimba. Ăsta sunt. Înțelegerea cu domnul Victor Ponta rămâne? Adică ați auzit ce v-a spus? Te susțin la primărie? Să-l văd eu pe Victor că își pune cravata și eu să-mi anunță. Și el știe că noi, în afară de multe alte lucruri, avem, și eu n-o să uit niciodată, o întâlnire de la el din birou din Chisărev, în care mi-a spus două vorbe și pentru asta îi mulțumesc. Și n-am să uit niciodată când telefonul meu nu mai suna și eu m-am trezit cu premierul României la mine acasă dându-mi putere pentru necazul de la colectiv. Pentru mine a contat, este totul. E o informație importantă pe care ne-o dați în această seară și o aflăm acum în premieră, domnule Ponta. Am spus că am trecut prin multe lucruri bune și multe lucruri rele împreună. Piedone, domnul Cristian Popescu Piedone a luptat pentru mine în 2014 în campanie și cred că amândoi am avut foarte mult de suferit, tocmai pentru că n-am fost dintre cei care să ne dăm cu Iohannis și cu puterea. Cei care s-au dat au scăpat, după cum vedeți, sunt bine, mersi. Noi nu ne-am dat și asta e, am și suferit, dar suntem, ce nu ne-a omorât ne întărește, după cum vedeți. Ar putea să fie asta o problemă, vă întreb și pe dumneavoastră, că spuneați, pe dumneavoastră nu vă vrea, deci clar, președintele Klaus Iohannis, pentru că sunteți printre puținii opozanți care... Cred că singurul, nu să-mi ziceți poate, cine îl mai critică. Sau poate singurul. Piedone îl mai critică. Și domnul Piedone să aibă o problemă din cauza asta? Eu cred că la vot în București, și nu doar în București, dar în București în mod special, faptul că Piedone nu este lipit ca imagine de cele două mari partide care sunt lipite de Iohannis, cred că e un avantaj. Și cred, Cristi, dacă pot să dau un sfat așa la televizor, că nu sunt consultantul tău sau... Adu-le aminte bucureștenilor ce le-a cerut Iohannis în 2020 să-l voteze pe Nicușor Dan. Și dacă cei care au uitat, poate de data asta pun ștampila cum trebuie, nu mai pun iarăși rău. Victor, într-adevăr, dar politicienii ăștia vremelnici, ei cred că marea majoritate a cetățenilor care i-au desconsiderat, cred că o memoria scurtă. Nu trebuie să le aduc nici eu, nici tu aminte. Cu siguranță că ei știu și de aia le este și frică. Probabil că m-au scăpat de data asta, dar m-au scăpat că am stat anul ăla și am venit mai albit decât rupele care le ducem la nupărul. Îmi inventează tot felul de... Eu sunt pe... De 30 de ani mi se spală aceleași rupe. Le am pe aceleași păsărmă, dar sunt zdrențe și tot palele aia l-a spălat. Măia cu familia, măia cu... Credeți că organele statului care au fost și parte dintre ele pot mai fi încă regimentate să mai răspundă câteva luni la comenzi? Nu mi-ar fi băut sângele? Cu siguranță da. Dar nu m-a interesat. Mi-am jucat cariera, mi-am jucat viața, mi-am jucat, în primul rând, sentimentul familiei. Credeți că familiei mele este ușor să uite la televizor la toate atacurile adresate de la copii, la nepoți, la... Nu este. Eu duc că sunt tăbăcit în 30 de ani. Pe mine nu mai mă... Atâta timp cât știu că nu am nimic și nicio vină, cum am zis și în cazul colectiv, da, să știți că sunt atât de bărbat, poate nu mă cunoașteți, dar dacă am făcut, recunosc că am făcut. Am făcut, dar nu o să-mi spui că eu știu ce urși din pădure mi-au trecut urși și văd că îi ține acum la graniță cu sectorul 1 să nu, că au ajuns urși să vină în București să mănânce din gunoaie. Dar din păcate și urșilor îl dau o veste tristă. Nu poate să vă... Degeaba vin că le mănâncă mâncarea șobolanii din sectorul 1. Ați auzit, domnule premier, ce spunea puțin mai devreme și domnul Piedone? Alte informații importante care vin tot de acolo, de la Cotroceni, că s-ar fi dat și ar fi fost o dublă negociere și pentru primărie, în care, repet, știm că au fost... dar și asta. Pentru și pentru prezidențiale. Sigur că da. Ce sunt decizie convins de credeți că asta. Se ia în acest moment? Cred domnul Piedone Iohannis... spune că dânsul se oprește la primărie. Eu cred că domnul Iohannis, așa cum a vrut și a ieșit în 2020, sper să nu iasă acum, l-a vrut pe Nicușor Dan primar,
cu siguranță îl vrea pe domnul Nicolae Ciucă președinte. Eu sper ca Piedone să le strice planul la București, iar la prezidențiale, dacă va candida Marcel Ciolacu, am și spus, îl voi sprijini, avem o relație personală foarte bună, dacă nu candidează Marcel Ciolacu, atunci cu siguranță va candida Mircea Joane, s-ar putea să le strice... Să-i strice și Mircea Joană lui Iohannis planul la prezidențiale. Dar știți cum? Întrebarea mea e următoarea. Dom'le, ce a făcut așa bun Iohannis pentru bucureșteni și pentru români încât să dicteze el pe cine lasă în urmă? E Bucureștiul lui? Că nici măcar Sibiu, dacă nu mă înșel, și oamenii din Sibiu au ales pe altcineva, nu pe cine a zis Iohannis. Dom'le, dar ce sunt moșiile lui? Suntem între cele 6 case, 7 case pe care le are? Să zică Iohannis, dom'le, Bucureștiul îi las lui Nicușor și România lui Ciucă. Dar cine ești tu, mă, de ne zici? Păi nu ne-a ajuns 10 ani că ne-ai zis ce trebuie să facem și ne-a fost rău. De ce trebuie să ne spui tu cine să fie după ce pleci tu la Bruxelles sau la unde ai pleca? La altă... Mi se pare de multe ori că domnul Iohannis tratează România și pe români ca pe paltonul ăla pe care îl dădea de capotă. Asta e România pentru domnul Iohannis. Când se enervează, pleacă. Acum e în Corea de Sud, mai pleacă prin America de Sud, prin nu știu unde, în Patagonia, în Antarctica mai trebuie să plece. Că le enervăm, domnul Corpoș. E sătul de noi, nu mai are chef. Băi, mai lăsați-mă în pace, băi, românilor, țăranilor care tot vă dați cu părerea. Ce eu trebuie să vă dau voie? Cum a zis că doctorul Cârstoiu trebuie să iasă să justifice sau nu știu ce? Păi de câte ori a justificat Iohannis? Știți cine avea dosar și condamnare de la anii, în 2014? Domnul Iohannis avea. Acum era o problemă cu Cârstoiu, care nu știu ce la anii, n-are nicio condamnare, dar nu asta. Dom'le, deci tot ce se aplică la noi, ce poate Iovis, Jupiter, Marele Iohannis, nu poate Bovis. Noi suntem Bovis, ăia care la noi, noi nu avem voie. Dar acum ne lasă și țara moștenirea. A decis domnul Iohannis cine o să fie primar, Nicușor, cine o să fie președinte, domnul Ciucă, de ce? M-am încins așa un pic, iertați-mă, dar chiar mi se pare că nu doar că suntem proști, începe să ne și placă chestia asta, adică de ce? Să facem, ca zis Iohannis, să fie Nicușor, să fie Ciucă. Uite, poate nu vrem să fie Nicușor și cu Ciucă. Și în ecuația asta, cum poate strica domnul Piedone, care păi e cu noi? Păi el deja strică la primărie, să câștige primăria, cum poate? Și cum spunea și dânsul. Spuneți. Vă spun, m-a auzit? Da. Da. Deci vă spun exact și mă leg exact de ce a spus Victor Ponta. A spus că în toamnă, dacă va candida Marcel Ciolacu, îl va susține pe domnul Marcel pe premierul actual Marcel Ciolacu. Am declarat, probabil, nu știu, în același timp, dar cu siguranță suntem doi asumați. Victor Ponta și cu mine, în care și eu am declarat, înainte să-mi anunț candidatura la primăria capitalei, că fiind și prietenul meu de peste 30 de ani, Marcel, am zis că îl susțin. Nu mă dezic. În toamnă, dacă va avea înțelepciunea PSD-ul să se desprinde de PNL și să candideze și să aibă propriul candidat, și dacă acela va fi Marcel Ciolacu, eu, Cristian Popescu Piedone, îl susțin pe Marcel Ciolacu. Ați auzit, domnule Ponta, ce spune domnul Piedone? Da, deci... da, asta, de fapt, ce spunem amândoi și ce spun foarte mulți oameni. Dom'le, nu e normal să ne lase Iohannis succesorul, dar de ce ne-a fost așa de bine cu Iohannis încât să ne pună și succesorul? Sau, dimpotrivă, trebuie să alegem pe altcineva decât pe cine vrea el? O să-i dea casa aia de 7 milioane, o să-i o dea. Am pus pariu cu toată lumea, am pus și cu dumneavoastră, că în casa aia de 7 milioane de euro de pe aviatorilor se mute. Ok, îți dă și casa. Te numește și comisar european. Mai lasă-ne, domne, și pe noi să mai alegem și noi. Nu se poate. Pe tine, Iohannis, te-a ales unul din afara țării și tu ne alegi nouă viitorul. N-avem și noi voie să ne alegem viitorul? Numai ce vreți voi din afară? Păi avem și noi. Stăm aici, plătim taxe, muncim, creștem copii. De ce trebuie să ne decideți voi ce să facem?
Cam asta e ce simt. Păi așa. Și ce se întâmplă că spuneați dumneavoastră că poate domnul Ciucă trebuie să fie domnul ordin... Ciucă că vrea Iohannis. Ordin... N-am nimic cu domnul Ciucă, dar de ce că vrea Iohannis? Vă citesc pe dumneavoastră, ordin să candideze și atunci... Păi stați un pic, la domnul Ciucă n-am povestit, eu am povestit Orban de la PNL. Care l-a sunat și a zis, Nicule, Nicolae Ciucă, trebuie să candidezi la deputat sau senator, nu știu ce, senator. Și a zis, nu candidez, domne, după care a sunat Iohannis, am înțeles, candidez. Eu nu cred că domnul Ciucă și-a dorit să fie și președinte la PNL. Sincer, Partidul Liberalilor, aia lui Brătianu, cu dreapta, cu nu știu ce, nu cred că domnul Ciucă, ăsta era visul lui de carieră, să fie șeful PNL-ului. Da, un om disciplinat, de bun simț, a zis, doamne, mi-a zis Iohannis, fiu șef la PNL. Acum, că peneliștii care țipau Orban președinte, după aia au țipat Câțu președinte, după aia au țipat Ciucă președinte. O să mai strige oricine, dacă sună Iohannis astăzi seară, domnul Corpoș, la PNL și zice, mâine îl alegeți pe Corpoș președinte, ați înțeles? Corpoș președinte, Corpoș președinte. Păi ăsta e partid, ăștia sunt oameni. De ce trebuie să-mi decide ei viața? Mi-au decis-o până acum și mi-a fost rău. Haideți să mai vă spun o... Mă rog. Să mai vă spun, apropo, mi-am adus aminte să mai vă spun ceva în premieră raportat... hai să mai vă spun ceva în premieră raportat la... Nu prea multe confidențe, Cristi. Apropo de contestații, mi-am adus acum aminte. Știți că biroul constituit din doi judecători și reprezentanții partidelor. Cel mai vehement, cu misiune clară, a fost Partidul Național Liberal. Și USR-ul a votat pentru, singurul partid a fost PNL-ul. Deci acum îl întreb pe Victor, care și-a făcut statiatura președinte tineret, etc., în partidul care ne-a consacrat de fapt amândoi. Mai mult pe domnia asta. De ce avea nevoie PSD-ul de această piatră de moară? Când PSD-ul s-a demonstrat și se demonstrează și astăzi că este un monolit care nu poate scădea, indiferent de timpuri și vremuri, mai jos de atât la sută, dar a avut nevoie de cine? De cineva care are astăzi în sondaje 11-12%. Pentru ce? Lucrurile astea pe mine mă depășesc și rămân la politica mea de administrator, dar îmi pun și eu întrebări. Acum, domnii politicieni vor vedea. Iar lucrurile astea, dacă nu se vor tranșa în toamnă, să știți că și acest monolit poate să existe în el o implozie, cum a existat și în partidele astea mari, gen liberal, sărăniști, care s-au ales praful de ele. S-au împărțit în atâtea găși și fiecare cu șeful lui. Aici, cât de cât, PSD-ul este încă un partid disciplinat, chiar dacă fierbe în interior, dar când vorbesc o vorbă, ies cu aceeași vorbă în expresie. În celelalte partide, 10 vorbe, 10 idei și 100 de păreri. Domnule Ponta, e important ce ne-a spus domnul Piedone, în primul rând că, iată, cei de la PNL au votat ca să-l retragă, să-l scoată din joc, iar dumneavoastră a spus ceva destul de supărat în urmă cu două zile și vă citez. Aproape că au rezolvat și mai ia Nicușor un mandat. Adică... Pentru că s-au întâmplat multe lucruri despre care nu vreau să vorbesc. De exemplu, s-a schimbat legea și în secțiile de vot, pe lângă în birou electoral central, mai departe, sunt, de exemplu, reprezentanții minorităților naționale, care nu candidează, n-au cerut niciodată chestia asta. Ei nu candidează la europarlamentare, ei candidează doar la parlamentare în decembrie. Dar ca să fie scoasă pro-România, de exemplu, din secția de vot sau... Dom'le, lasă... Ce care e marea problemă și unde mă regăsesc aici cu Piedone? Lasă-i și pe oameni să voteze, nu se poate să-i obligi, să-i duci cu forța, să... Primarul n-are voie decât dacă e de la PSD sau de la PNL să fie să... Și domnul... S-a osificat chestia asta. Și domnul Iohannis ce putea să facă în toată înțelegerea asta? Asta e gândirea adică... domniei sale, eu mereu l-am numit, că el e regele iarnă, împăratul iarnă. Lui nu-i place, nu înțelege cu democrație, nu înțelege că suntem diferiți, nu înțelege că avem voie și noi să gândim, să... La el totul e... Țin minte și acum, uite, povestesc și eu o chestie, când am fost la primărie la Sibiu, eram prim-ministru. Și mi s-a zis, domnule, nu poți să intri cu mașina oficială.
în piață. Și am zis, da, da, sigur, normal, cum să intrăm cu mașina de la SPP în piață? Și am intrat pe jos. Și eram, în piață era o mașină, un BMW seria 7 alb. Și am zis, stai, stop, ce-i acu' asta? Păi a domnului primar. A, deci eu, prim-ministru și corpoși și piedone și oricine, n-are voie cu mașina în piața de la Sibiu. Corectă decizia. Dar BMW-ul alb al lui Iohannis poate să stea acolo. Și atunci mi s-a părut ceva ciudat. Stai, mă, noi suntem, nu pot folosesc termenul Oprescu, îl știe piedone. Noi suntem prostimea și doar el are voie orice. Păi și dacă pleacă... Acum ne lasă-i succesorul să votăm pe cine zice Iohannis. De da, ce? Dar dacă pleacă la șefia NATO, îl mai interesează pe domnul Iohannis, că e piedone, că e Nicușor Dan, că e... Tocmai asta zic, lasă-ne, domnule, și pe noi, că ne-ai omorât 10 ani, ne-ai făcut România educată, de suntem mai needucați ca niciodată. Ne-ai băgat în Schengen cu chiu, cu vai, a reușit Ciolacul la Washington cu el să ne lase cu aeroporturile. Nu ne-a lăsat cu restul. Acum o să vină Paștele, da? O să vină vacanța de vară. Cât credeți că vor sta la coz românii ăia din diaspora care s-au luptat pentru Iohannis și de care Iohannis nu pot să spun la televizor ce a făcut și ce le-a dat și ce le-a făcut. Nu l-a interesat niciodată nimic de ăia care s-au lăsat păcăliți, veniți să-l salvăm, să salvăm România, să-l aducem pe neam. Lasă-ne și pe noi să ne alegem unul de al nostru. De ce trebuie să ne impună cei din afară mereu pe cine să alegem? Mai rămâne să ne-l dea pe Fritz de la Timișoara să ne fie președinte. Că după Klaus vine și Fritz și gata. Ne-a trecut viața, domnul Corpoș. Păi și ce facem? Că dacă, repet, pleacă, îl mai interesează, mai spunea și de vilă că o să facă mișcarea poate în o să stea, bineînțeles, ultima că o să zi stea de mandat sau la ultima că... zi. Mai credeți? Nu, legea spune așa. După ce nu mai ești președinte, faci cererea și ți se dă, e casa lui. Ok, să-i dea și casa. Dar ne lasă și pe noi să trăim și noi? Adică, știți cum, doar el o să aibă BMW-ul în piață. Noi nu, nu avem voie, dar avem voie și noi să măcar pe jos să mergem prin piața lui sau nu avem voie? Nu mai avem foarte mult timp. Atunci vă întreb și pe dumneavoastră și pe domnul Piedone. Ce o să faceți, domnule Ponta, ce o să facă domnul Piedone să, nu știu, să înlăturați forța aia care nu vrea să dea domnul... Să câștige primăria și să facă treaba în București. Păi da, dar ați văzut că... Orașul este blocat și este o mizerie. Și dânsul că, domnul Piedone, că e o operațiune ca să rămână Nicușor Dan. Dar eu cred că Piedone, cu experiența pe care o are, o să se înțeleagă după ce câștigă cu consilierii generali, cu ceilalți primari de sector, e foarte important să știți, pentru că așa cum e creat Bucureștiul, dacă ai conflictul pe care l-a avut Nicușor Dan cu primarii de sector, te blochezi. Eu cred că Piedone se înțelege bine și cu primarii de sector, mai puțin cu Clotil, poate scăpăm de Clotil totuși, și schimbăm cumva un oraș în care sunt foarte mulți bani, în care sunt foarte multe idei și care e blocat de 4 ani de zile. Vrea să spună ceva, Piedone. Deci, Victor a spus o realitate. Cunoscându-mă de astăzi, indiferent de coloratura politică a primarilor rezultat pe 9 iunie, pentru mine sunt administratorii Bucureștiului ca și mine. Proprietarul domeniului public, unde primarii de sector noi astăzi suntem administratori, este Consiliul General, prin primarul general. Eu îi tratez pe toți în mod egal. Eu voi lucra cu toată lumea, indiferent de coloratura politică rezultată. Și vei face să înțeleagă, pentru că au pentru prima dată poate o comunicare directă cu un primar general în interesele lor, a celor care i-au votat și pe ei. Eu, de exemplu, astăzi am în area teritorială 384 de străzi care sunt în area teritorială sectorului 5 și sunt administrate de administrația străzilor. O anomalie dată pe timpul domnului primar Vanghele către București. Spațiile verzi. Vedeți spațiile verzi din fața Palatului Parlamentului și din fața Palatului Cotroceni și tot pandurul. Lumea mă întreabă, Piedone, dar aici de ce nu faci? Deci strada de ce nu e asfaltat? Ei sunt plătitori de taxe și impozite la sectorul 5. Aceleași fenomene sunt și în alte sectoare. Păi cu mine vor avea comunicare, că și noi, în special noi și toți primarii, ne-am lovit de lucrurile astea, dar ne-am lovit
cel puțin ăștia 4 ani, de un zid, de nici măcar să zic că ne sperie, sau nu, că nu mă scuzați că nu mă sperie, de o fantomă. Am vrut să văd măcar o fantomă, eu n-am văzut nimic. Ultimele adică secunde din emisiune, îl întreb pe domnul Ponta ce se va întâmpla mâine dimineață, ce să decidă până la urmă. Îl va fi retras? Dumneavoastră spuneți clar că nu? Nu știu, știu un singur lucru, că astăzi seară când vorbim, dacă vrem să schimbăm Bucureștiul la cum arată cu Nicușor Dan, deocamdată cine e varianta e Piedone. Și nu văd cine poate fi desemnat mâine papa de la Roma să vină să zică lumea, băi, gata, măi, lăsăm și pe Piedone și pe Nicușor și îl votăm pe ăsta. Nu văd, e împotriva ce înțeleg eu din politică, da? Poate vom vedea. Vă mulțumesc mult de tot, domnilor, îi mulțumesc primarului Cristian Popescu Piedone și premierului Victor Ponta, pentru că a fost în emisiune atât de repede, a trecut timpul, dar am aflat lucruri în premieră în această seară. Doamnelor și domnilor, după foarte scurtă pauză, ediția de colecție cu reportaje tulburătoare, bătaie cu poliția, focuri de arme, urmărire ca în filme, bătaia șoșocului încasată de la bodyguardii soției, filmul complet al încăierării de la guvern, pum și urlete, actrița de 54 de ani, gravidă cu influencerul de 24 de ani, bătaie și între vedetele TV ale României, circ în stradă, ordin de restricție pentru iubitul prezentatoarei, medicul candidat, PNL-PSD, momente de cumpănă, boala gravă, doamnelor și domnilor, Mircea Joană, liste electorale pe bani și sex, filmările cu Mircea Joană băut la volan, delir total, culisele înmormântării stăpânului Moldovei, averea din cavou, și-a dezgropat amicul după ce l-a visat viu, circ în cimitir, drama tânărului cântăreț în vogă, momente de cumpănă, coșmarul cancerului care i-a întunecat viața, Irina Login, prima apariție după ce a scăpat din urgie, ultimele filmări cu Irina Login în costum de baie în Dubai, iar Andra și Vlăduța Lupău, moment impresionant, scandal uriaș la Survivor, triunghiul amoros, doamnelor și domnilor, și o nouă moarte inexplicabilă. Vedeta s-a stins la 30 de ani. Jeni Nicolau intervine, circul bătăii în pielea goală, amantlâcul serii, iar gemenele astrologe prezintă horoscopul lunii viitoare. Aici, în această seară, în ediția de colecție care începe după o foarte scurtă pauză. Revenim imediat.